Kafa dalabı duran. Ver bu. Mă lasă-l că nu-l vezi și porticatii cu mine. Ciulean, și-o să-l așteptăm! Stai la oameni acolo, hai, mai repede! Cine cer tu, Marius? Așa, este bine acum, uite ce. Pleacă! Hai, hai că haide! Hai acum! Haide! Urcă-te, urcă-te! Urcă-te! Urcă-mă cu ea, bă! Hai departe! Hai, hai! Coboară, Timule, coboară!
haide. Ieși marge. Hai, Ionu, dai-l după el, dai-l după el. Dă-i la Sebi! Bate sus! Sebi, degajează! Unde stă Sebi, mă, cum e de la acolo, mă, cum e la margine, mă? Mă, profesor, cât e scorul? Hai, hai, coborul, pii! Spui când se începe. Ok. Deci e un turneu Prietenia, e în premieră, pentru prima dată s-a organizat, vrem să fie cu continuitate, chiar vrem să-l facem la scară mai mare, dacă poate timpul ne permite să fie pe parcursul a două zile, era binevenită treaba, pentru că puteam să participe mai multe echipe și altfel era și importanța și, știu eu, obiectivul mai serios. Au participat în jurul lui 16 echipe la diferite categorii de vârstă, echipe din Cluj, din Câmpia Turzi, din Turda, din Mihai Viteazu. Au avut ca scop, în primul rând, să încurajăm și să inițiem mai mult cunoașterea fenomenului fotbal. E un lucru care cred că e binevenit atât pentru părinți cât și pentru copii. Numărul mare, care îl și vedeți, de participanți, a fost încă un lucru în premieră și pot să spun că până la ora actuală, în anii care îi cunoaște mai bine după Revoluție, cel mai mare turneu care s-a organizat, iar cu ocazia zilelor turzii, sper că acest turneu să fie la scară mai mare și se desfășoare pe cel puțin două zile, având în vedere că și sărbătorile orașului țin pe o perioadă de 3 zile. Vrem să fie cu o finală pe terenul mare și chiar dacă în perioada respectivă se va desfășura campionatul, poate chiar n-ar fi stricat să-l facem în deschidere la meciul important pentru perioada respectivă. Bun, numai un pic de atenție, vă rugăm. Gata, copii. Ne scuzați că n-avem o stație. Bine, era să fie o stație, suntem în premieră și sper că data viitoare o să fim pregătiți mai bine. Ce important să vă anunțăm, ați văzut competiția este în premieră, competiția se numește Prietenia, e cu participare din patru localități, Cluj, Câmpia Turzii, Turda și Mihai Viteazu. Au participat 16 echipe pe categorii de vârstă. Eu zic că e un lucru pozitiv, faptul că sunteți în număr mare, faptul că ați dorit să participați la acest eveniment, ne bucură și pe noi, ne încurajează, sper că și ei, cei mici, au simțit la fel, le-am văzut că s-au bucurat enorm când au câștigat meciurile. Noi ne bucurăm de ei și prin faptul că vedem că există voință, există entuziasm, noi vrem să facem aceste competiții poate la nivel chiar mai mare și sper că cu ocazia zilelor turzii care ține 3 zile, poate să desfășoare competiția în 2 zile și vă spun că vom încerca să fim la înălțime față de chiar și de data de azi. N-avem decât să vă mulțumim pentru participare, pentru că v-ați sacrificat atâta timp pentru această competiție. Să vă urăm cei mai buni și cei mai bine, iar copiii sper că au înțeles sau dumneavoastră puteți să ne ajutați. Numărul lor să crească cât mai mult, o să încercăm să ne facem timp mai mult pentru copii. Ați văzut că avem la dispoziție 5 terenuri care, indiferent de competiție, o să fie la dispoziția dumneavoastră. Și sper că dacă vom lămuri și problema financiară, vom face într-adevăr fotbal la Turda. Vreau să vă spun în premieră și o notate că vă spun acum, s-ar putea să avem un sponsor pentru încă o școală de fotbal. Și aici când mă refer, nu mă refer la concurență în sensul rău, mă refer la faptul că poate financiar o să fim ajutați mult mai bine. Nu pot să vă dau nume pentru că vă dați seama, dacă nu se va finaliza, n-ar cădea bine și nu vrem să ne ocupăm cu treburile noastre. Ce să vă zic în final, că suntem bucuroși, vă mulțumim și vă urăm tot ce e mai bun în viitor. Și după muncă trebuie să fie și premiere pentru fiecare categorie și rog pe colegul Cornel să, la capitolul la vârsta 2003-2004 să facem premiera. Vreau să spun și eu un cuvânt. Două, post, trei. Îmi pare bine că la Turda există și alt sport
sau există și alte sporturi. Mă bucur pentru toți copiii din Turda că sunt pe terenul acestui stadion și vă rog să veniți oricând, nu numai la fotbal, sunteți invitații noștri pe baza sportivă. Bun. Și acum pentru grupa 2003-2004. Locul 4, echipa SESO Turda. Bravo. Cum duci tu? Cum duci tu un bag din ăsta de? Te văd bine. L-ajute cine? Ia să-l ajute careva. Copii toți. Pentru cel mai bun portar, tot la grupa 2003-2004, avem pe Arieșan Raul. Bravo! Felicitări! Diplomaia ta! Avem și un golgeter la vârsta asta, se pare că puteți și la vârsta asta, nu? Pop Cătălin! Pop Cătălin! Da, e ok! Golgeterul competiției! Bravo, felicitări! Și acum începem cu locul 1, în locul 3, mă scuzați! Echipa Sportline Turda. Locul 3 e cadou acolo. Niște ciocolăți să vă îndulciți toți din echipă. Locul 2, la categoria 2003-2003, echipa din Mihai Viteazu. Sorin, serioasă, da? Aveți aici. Și pentru locul 2. Să nu vinzi ciocolățile. Locul 1. U Cluj. Să vă ce tot. Ia desfăt ca să se vadă. Totuși, doar tu desfăt să se vadă că e un tort frumos. Tori. Sportline. Haideți să vă rog frumos să... Sportline. Vă rog să vă apropiați dacă vreți. Cu prietenie se poate filma, să nu... Hai, deci asta e cupa voastră. Hai. Cel mai bun portar. Acesta e Faur Alexandru. Yes! Bravo, să-l văd. Unde e? Cel mai bun portar 2001-2002. Faur, da? 2002. Faur, dă-ți lui mâna. Faur. Se pare că aici avem doi golgeteri. Neavând diplome suficiente, le dăm la amândoi. Aia înseamnă că îl nominalizăm pe Ciungan Daniel. Felicitări! Și Busuioc Raul. Bravo, bă, felicitări! Locul 3 la această categorie de vârstă, echipa SESO Turda. Da, 2002. SESO Turda, unde? Domn președinte, ați avansat de la 4 la 3. Felicitări. Locul 1. La 2001-2002. Sportline. Sportline Turda, cunoaște cine ca echipa? E ce-a luat-o joacă la echipa diploma asta? Felicitări! Cel mai bun portar la această categorie de vârstă a fost la Pro Junior. Da, 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 am dat echipa, am dat la echipa asta, a plecat. Locul 4! La grupa 2001... 2000. 2000, SESO Turda. Locul 4, unde este locul 4? Hai! Hai, SESO, la 2000! Stai locul 4. O să-l duci singur. Cheamă pe tată tău, că el a luat locul chiar acum cu pătăița, dacă nu mă înșel. Eduard! SESO Turda! Cuia de 20 de. Cel mai bun portar! Moldovan Antonio! Bravo!
4. Locul 4, la 89, Industria Sârmic în Piatuzi. Unde e locul 4? Unde e sârma? Uite aici ai sârma, felicitări! Locul 3. Cu Cluj. Unde sunt ceilalți la Cluj? Nu, ceilalți la Cluj. Vă rog să le dați la colegii voștri care au plecat. Locul 3, da? Și cadou. Locul 2. Sport Line Turda. Și acum, locul 1, 98-99, Sesă Turda! Mulțumim pentru participare și vouă și părinților! Campion! Campion!